Întâmpinarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile de la nașterea lui Hristos, pe data de 2 februarie. Mântuitorul este dus la templu de către Fecioara Maria și dreptul Iosif pentru împlinirea legii care prevedea ca orice nou născut de parte bărbătească să fie dedicat lui Dumnezeu în a 40-a zi de la naștere. În templu au fost întâmpinați de dreptul Simeon și prorocița Ana. Această sărbătoare a fost introdusă în calendar în timpul împăratului Justin I, însă împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii de pe 14 februarie pe 2. Întâmpinarea Domnului sau aducerea lui spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca îndatorire a mamelor de a aduce pruncii la biserică la 40 de zile după naștere pentru molifta de curățire a lor și închinarea pruncilor la Sfintele Icoane. Iubiți credincioși, astăzi, când se împlinesc 40 de zile de la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, răstoim unul din cele 12 praznice împărătești cunoscut sub numele de întâmpinarea Domnului. Despre acest moment principal din viața pământească a lui Hristos spune Sfântul Evanghelist Luca următoarele. Când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului, precum este scris în legea Domnului, că orice întâi născut de parte pământească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, precum s-a zis în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de vorbel. Și iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon. Și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Duhului a venit în templu. Și când părinții au adus înăuntru pe pruncul lui Iisus ca să facă pentru el după obiceiul legii, el l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzul ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Iar Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stăni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Așadar, iubiți credincioși, astăzi se împlinesc 40 de zile de la nașterea Domnului. Astăzi este adus la templu din Ierusalim pruncul Iisus să fie chinat lui Dumnezeu Tatăl după rânduiala legii vechi. Credincioșii au fost prezenți în această zi de sărbătoare în bisericile ortodoxe pentru a se ruga Domnului și a lua parte la Sfânta Liturghie.